Dragii mei, haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului. Cei care vreți să urmărim în Sfânta Scriptură, căutăm un text la Cartea Geneza, Facerea, capitolul 19, de unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum făceau și evreii pe vremea lui Ezra și a lui Nemia, ne ridicăm să arătăm respect la citirea cuvântului. Cartea Geneza, Facerea, capitolul 19, începând cu versetul 12, citim din cuvântul lui Dumnezeu. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia au pucat de mână pe el, pe nevastă sa, și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte să mă atingă prăpădul și voi peri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelia numele Țoar. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevastă-sa lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Amin. Să ocupăm locurile. Dragii mei, mă rog Domnului ca El să ne binecuvinteze în întâlnirea din seara aceasta. Așa cum spuneau și frații, am avut și aseară o asemenea întâlnire, însă lucrarea lui Dumnezeu trece de multe ori dincolo de ceea ce putem să înțelegem noi. Dacă la Ciudei niște oameni s-au încăpățânat să mute evangelizarea din localitatea lor și au forțat într-un fel frățietatea să meargă la Storojeneț, Dumnezeu în atotputernicia Lui nu s-a lăsat înduplecat și s-a întors înapoi și a lucrat în așa fel și a pregătit lucrurile într-un asemenea mod încât ne-a dus înapoi cu grupul Speranță, ne-a dus înapoi cu frații și acolo unde frățietatea a avut călăuzire dintr-un început să fie evangelizarea, Dumnezeu s-a proslăvit în locul acela, slăvit să fie numele Lui. Stăteam curios să văd ce se va întâmpla în seara aceasta la Novosulița. Am stat și m-am gândit că au trecut 23 de ani de când prima dată am intrat în localitatea aceasta să predic cuvântul lui Dumnezeu. Pășeam pe niște locuri de bază. Cunoșteam locurile astea doar din povestirea bunicului care făcuse armata la jandarmi, fusese pe la Boian, pe la Novosulița. Și acum a venit să vremurile să pășesc și eu pe aceste locuri. E o binecuvântare și o onoare pentru mine ca în seara aceasta să fiu din nou să mă văd cu frați cunoscuți, să mă cunosc cu alți frați, să ne adunăm la oaltă și să petrecem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Am plecat de acasă cu gândul că vei predica din cutare sau cutare loc.
Când am ajuns aici, am privit la motoul acesta, luat sub călăuzire de grupul Speranța, și m-am gândit, trebuie să predic din cuvinte care vorbesc despre zori, cuvinte care vorbesc despre o nouă dimineață, cuvinte care vorbesc despre o nouă zi, o nouă viață, o nouă perspectivă. Aceasta datorită îndurării unui Dumnezeu care este gata să dea oamenilor încă o șansă. Dragii mei, am citit în seara aceasta despre Sodoma și Gomora. Prea puțin suntem străini de istoria acestor cetăți. În momentul când ne întâlnim cu păcatul sodomiei, care de la o zi la asta, la alta, crește înspăimântător de mult între oameni, în momentul când auzim că guverne întregi își iau rușinea asta în palmaresul lor, să dea libertăți acestui păcat, neștiind că adună norii mâniei lui Dumnezeu peste viața lor, neștiind ce pată pun pe cugetul lor, neștiind ce osândă încarcă veșnicia lor, merită să ne îndreptăm către aceste lucruri, pentru ca să trăim cu demnitate, să ne aducem aminte că neprihănirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. În aceste vremuri, când oamenii se cufundă în păcat și în fără de lege, cuvântul lui Dumnezeu vine să ne pună în față o nouă șansă, o nouă alternativă, o nouă perspectivă. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Cetățile din Valea Iordanului, în care s-a rostit mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu, au avut o istorie frumoasă. Ne întoarcem din nou la cuvânt și citim la cartea Geneza, la capitolul 13. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, începând cu versetul 10, Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la țoar, era ca o grădina Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-a despărțit el de Avram. Avram a locuit în țara Canaan, Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Auziți? Oamenii răi și afară din cale de păcătoși împotriva lui Dumnezeu. Și nu oameni care să aibă necazuri, probleme, lipsuri, neajunsuri. Ce spune cuvântul, când s-a uitat Lot peste câmpia Iordanului, parcă a văzut grădina raiului, parcă a văzut, zice Moise, țara Egiptului. Moise cunoștea grădina Domnului din povestirile mamei sale, din spusele părinților săi. Când a fost încredințat copilul ăsta de fiica lui Faraon să fie crescut ca un prinț al Egiptului, mama a avut grijă să-l crească ca pe un copil al Domnului. I-a vorbit de frumusețea Libanului, de munții din Israel și i-a vorbit despre grădina Domnului. Dar Moise a mai avut ocazia să vadă și țara Egiptului. Atâta verdeață, atâta revărsare de apă când Nilul aducea primăvara, o mulțime de aluviuni și în pământul ăla, după ce se zvântau apele, puneau sămânța, dădeau drumul turmelor să însămânțeze cu copitele lor și apoi culegeau atâta grâu, atâta recoltă, încât am învățat la școală că Egiptul a fost grânarul lumii antice. Când veneau foametea, lipsurile, seceta, popoarele o luau către Egipt pentru că acolo era binecuvântare. Dar tot așa era și Valea Iordanului. Cu câteva săptămâni în urmă am fost în Valea Iordanului. E atâta uscăciune. E ca un pustiu selenar.
E ca o imagine de coșmar. E locul despre care noi spunem la un moment dat, poate scuipând în sân, ducă-se pe pustii. Așa de pustii sunt locurile alea, încât numai duhurile parcă umblă pe acolo. Cum de-au ajuns într-o asemenea stare? În loc să trăiască în binecuvântare, lipsa grijei de zilei pentru ziua de mâine, lipsa nevoie de muncă, de trudă ca să-și câștige cu sudoarea frunții pâinea. În loc să-i ducă la o închinare și la o recunoștință înaintea lui Dumnezeu, starea asta de lene și trândăveală i-a dus la păcat. Oamenii ăștia au început să trăiască în păcatul care de atunci le poartă numele, păcatul sodomiei. Și cuvântul spune, erau răi, afară din cale, împotriva Domnului. Păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Păcatul este un act de răzvrătire și este o provocare a dreptății lui Dumnezeu. Și când mânia lui Dumnezeu se rostește, ea nu vine din cauza unui Dumnezeu rău, ci ea vine din cauza unui Dumnezeu drept, care nu se poate să nu pedepsească păcatul. Dragii mei, mă gândeam în seara asta, în anul 2003 eram în Australia și în 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, fratele Marius din grupul Speranța a trecut în veșnicie. Stabilisem să ne întâlnim după sărbătorile Crăciunului și Dumnezeu a amânat întâlnirea noastră. De atunci, ori de câte ori aud despre misiunea Speranța, mi-aduc aminte de el, de prietenia noastră și mă gândesc la ceea ce Dumnezeu a lucrat. Mă gândesc la faptele care urmează, cum spune Scriptura. Vreau însă să leg de ziua asta un alt eveniment. În 26 decembrie, în Teheran, în capitala Iranului, a fost un cutremur. Au trecut în veșnicie odată cu Marius 30.000 de oameni. Mânia lui Dumnezeu s-a rostit parcă asupra lor. Mi-a pus atunci întrebarea, Doamne, oare de ce se întâmplă asta? Nu totdeauna Dumnezeu ne dă răspunsul atunci când vrem noi. Nici Pavel n-avea toate răspunsurile și spunea, va veni ziua când voi cunoaște totul. După 2 ani, m-am întâlnit la Roma cu un misionar. Îmi povestea că de 5 ore a călătorit în Teheran, ducând geamantanii cu Biblii. Îmi vorbea despre nevoia de cuvânt, îmi vorbea despre prigonirile fraților de acolo. Îmi spunea că înainte de cutremur, timp de 2 ani, 5 păstori ai Bisericii Baptiste din Teheran au fost asasinați de poliția musulmană, de agenți islamici. 5 păstori, unul după altul, toți au murit în condiții suspecte și frații au înțeles. Era mâna dușmanilor. Era lucrarea celui rău. Se pare însă că s-a umplut paharul și Dumnezeu a zis, ajunge până aici. Dar ce se întâmpla atunci, în 26 decembrie? Era doar un preludiu a ceea ce se va întâmpla peste un an. Tot în 26 decembrie. De data asta, undeva în adâncul Oceanului Indian, 2 falii de pământ s-au rupt și s-au îndepărtat una de alta. În crevasa aia, în crăpătura aia, au năvălit apele. S-au dus către magma fierbinte din centrul pământului. S-a produs acolo o presiune și o explozie. A început un cutremur. Și mulți dintre noi atunci am auzit pentru prima dată de așa zisele valuri tsunami. Pentru că s-au ridicat valurile de apă, au lovit în țărmuri și de data asta 300.000 de oameni au fost uciși. Doamne, de ce? Mai târziu am legat lucrurile și am înțeles de ce. Tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat din pricina păcatului
Și era un cuvânt pe care Dumnezeu îl împlinea, Isaia 24, 19 și 20. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Pentru prima dată sateliții anunțau că pământul s-a mișcat pe orbită. Dacă a fost altă dată un cutremur și a fost un epicentru și a fost o rază de acțiune a cutremurului, de data asta pământul întreg s-a mișcat pe drumul lui. Dumnezeu era acela care pedepsea păcatul. Îmi povestea un prieten cu mai mulți ani înainte de asta, am găsit o șansă de afacere. Am plecat din America, spunea el, cu $80,000.